bună de mine, pe Hristos s-a prăpădit. Eu sunt Îngerul lui Dumnezeu, scolasă-le, să nu mergeți prin cetate ce să luați. Cele bune ciocotele, ciocolate, bomboneja. Multe daruri și cărinte, de mai mult. Totodată vreau să zic că toți copilașii care ați evoluat în scenă și care ați fost și spectatori în această sală, sunteți darul cel mai de preț al lui Dumnezeu oferit nouă. Ați fost deosebiți. Astăzi ați dat dovadă de capacități interpretative deosebite, recitative, ați făcut dovada unui artistism autentic. Voi sunteți, dragii și iubiții noștri copilași, primii mesageri pentru noi ai frumoaselor sărbători de iarnă. Astăzi ne-ați arătat că sunteți adevărații promotori ai culturii noastre. Și atât de frumos ați elogiat personalitatea sfântului și bunului nostru Părinte Nicolae. Iar interpretările voastre, ceea ce ați arătat, să credem
Și așa este că toți sunteți ucenicii Sfântului Nicolae, pentru că pe fețele voastre am destins curățenia sufletească, ingeniozitatea, bunătatea și cred cu tot din adinsul că și generozitatea. Voi ne-ați reîmprospătat cunoștințele noastre din paginile Evangheliei despre minunatul eveniment al nașterii pruncului dumnezeiesc. În curând voi veți merge în vacanța de iarnă și vă dorim ca pruncul Hristos, care se va naște pentru noi și pentru a noastră mântuire, să fie cu voi și voi să fiți cu El în biserică, în familia voastră, cu părinții, frații și surorile și vă mulțumim, iubiți copilași, vreau să vă transmit mesajul de binecuvântare și de recunoștință al Mitropolitului Vladimir, care astăzi se întoarce din Țara Sfântă, din Betleemul Iudeii, din Nazaretul Galilei, din Ierusalim, acolo unde s-au produs minunile și evenimentele care au transfigurat fața umanității. În alt preasfințitul Mitropolit Vladimir vă așteaptă în toiul sărbătorilor nașterii Domnului și a celorlalte sărbători de iarnă și la Palatul Mitropolitan, pentru ca voi să-i transmiteți mesajul sărbătorilor, iar în alt preasfințitul Mitropolit să vă ofere darul. Astăzi însă Mitropolitul vă va acorda prin intermediul nostru diplome arhierești de recunoștință pentru capacitățile voastre frumoase. Dragi elevi, pe toți vă felicit, vă mulțumim pentru organizarea acestui minunat festival. În speță vreau să mulțumesc domnului director al Liceului Teoretic George Meniuc și părintelui Aviv, care au izbutit atât de frumos să ne primească. De altfel, dumneavoastră, de fiecare dată ne primiți frumos împreună cu elevii. Am fost în acest an și la sărbătorile pascale și de fiecare dată vom răspunde invitațiilor dumneavoastră.